Sute de noi cazuri de cancer la sân intră anual în evidența medicilor. Zeci de femei ajung la doctor de cele mai multe ori în stadii avansate ale bolii, chiar dacă afecțiunea putea fi depistată mult mai repede printr-un control medical. În prezent, la nivelul județului sunt înregistrate peste 1200 de paciente, dar în realitate numărul ar fi mai mare pentru că unele femei încă nu știu de afecțiune, iar altele se tem să se prezinte la un cabinet medical. Cancerele de sân, bolnavi aflați în evidență în acest moment, 1242, după cum ne-a dat Cabinetul de Oncologie din județului Buzău. Incidența, adică cazurile noi, 2010 131, 2011 126, 2012 însemnând până la 1 octombrie 2012 96. Cele mai multe femei care suferă de cancer mamar, peste 400, au vârste ce depășesc 60 de ani, dar incidența cazurilor a început să crească și în rândul femeilor cu vârste cuprinse între 41 și 50 de ani. Îngrijorător este că femeile nu ajung la medic în stadii precoce ale bolii, ceea ce conduce uneori la pierderea unui sân sau, în cele mai grave cazuri, la deces. Cele mai frecvente stadii, stadiile 2 și 3, adică din avansate local. Din fericire, mai puțin metastazate, dar... De ce credeți, totuși, că ajung relativ târziu? Lipsa de informații? Cred că este lipsa de informații a populației feminine, teama de o boală pe care nu o cunosc, lipsa de informații asupra tratamentului de care pot dispune în prezent, și probabil și factorul economic. Medicii atrag atenția că boala poate fi repede depistată printr-o simplă vizită la medicul de familie. În plus, chiar și acasă, femeile se pot controla periodic pentru a observa dacă au apărut modificări la nivelul pieptului. Doctorii afirmă că cea mai sigură metodă de depistare a bolii este mamografia. Există ca o primă consult trei tipuri de cabinet de medicul de familie, fie medicul ginecolog, fie direct la un cabinet de radiologie, unde noi am spus, unde se, în județul Buzău, unde se fac mamografii. De asemenea, medicul ginecolog, pe lângă mamografie, poate să recomande și ecografie mamară și medicii de obicei au acest atestat de a efectua mamografie, ecografie mamară. Medicii spun că cele mai frecvente cauze ale cancerului de sân sunt factorii genetici, alimentația și modul de viață nesănătos, fumatul, consumul de alcool, expunerea prelungită la soare, precum și greutatea excesivă a corpului.